După aproape 3 luni de la începutul noului an școlar, Ministerul Educației și Cercetării a trimis către Inspectoratul Județean Vâlcea primele tablete pentru elevi. Motiv de bucurie pentru 1600 de elevi care au primit în sfârșit echipamentele necesare pentru a putea participa la ore. Ar fi trebuit să fie trimise 3350 de tablete, însă nu a putut fi acoperit tot necesarul în această tranșă. Se pare că cei care nu au primit de data aceasta dispozitivele vor mai aștepta o săptămână pentru a putea participa la orele online. A venit prima tranșă de tablete pentru destinate județului Vâlcea, venite prin Ministerul Educației, care au fost oferite copiilor care nu au acces la niciun dispozitiv. Am ales ca această tranșă să fie distribuită cu precădere în mediul rural, acolo unde sunt destul de mulți copii care provin din medii dezavantajate și care nu au acces la dispozitive sau nu au acces la internet. Tabletele sunt destinate exclusiv învățării online. Dispozitivele sunt conectate la internet prin abonamente pe 2 ani. Urmează ca tranșa următoare să vină în cursul acestei săptămâni sau cel târziu săptămâna viitoare și să acoperim necesarul pentru celelalte școli din județ. În total e vorba de 3350 de tablete destinate județului Vâlcea. Tabletele au fost trimise în urma solicitărilor făcute de către directori la Ministerul Educației și Cercetării pentru copiii care nu aveau acces la niciun dispozitiv. Chiar dacă acești copii nu au putut participa la orele online aproape 3 luni, Mihaela Andreanu ne-a transmis că la nivelul fiecarei unități de învățământ s-a făcut un plan astfel încât cei mici să nu piardă lecțiile predate. S-au găsit soluții astfel încât acești copii să fie totuși conectați la ore, în sensul că fie li s-au dus materiale acasă. De cele mai multe ori li s-au dus materialele acasă, s-au făcut teme și le-au trimis înapoi. Fie au intrat, dar n-au intrat la fiecare lecție și atunci s-a recuperat. Acești copii n-au fost deconectați de școală în această perioadă. Practic, toți copiii din județul Vâlcea, prin metodele pe care le-au găsit pe plan local, directorii, învățătorii, profesorii, diriginții, au avut acces la învățare și în această perioadă. La nivelul Inspectoratului Școlar Județean s-au achiziționat în ultima perioadă și camere web, măști și dezinfectanți.